se reconfigurează și asfaltează mai multe străzi din Constanța. Pe tronsonul delimitat de strada Prelungirea Bucovinei și strada Patriei, scoarul median a fost reconfigurat și au fost amenajate mai multe bretele pentru virajul la stânga. Bretele de întoarcere noi au fost create și în dreptul Spitalului Militar de Urgență și în zona sediului Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar traficul rutier a fost resistematizat la intersecția Bulevardului Mamaia cu străzile Nicolae Iorga și Renașterii, prin desfințarea breșei existente. Și trecerile de pietone au fost mutate, iar pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități au fost montate pavele tactile.